Când ați preluat managementul editurii Nemira? Schimbarea a avut loc în ianuarie 2015, la moartea tatălui meu. A fost o schimbare pe care o discutasem cu tatăl meu, dar trebuia să aibă loc anul acesta când editura Nemira împlinește 25 de ani. Din cauze care ne-au ținut de noi s-a întâmplat mai devreme, dar era un lucru la care amândoi, pe care îl plănuisem împreună. Și ați venit niște obiective cu niște... v-ați propus ceva să faceți în continuare? Că intrase cumva într-un cont de umbră editura Nemira acum mai mulți ani. Iar acum am senzația că e așa, parcă de la, din două, trei luni, din ce în ce mai vie, titluri mai multe, mai interesante și coperții mult mai bune, mai frumoase. Mulțumesc. Eu am venit cu o altă viziune asupra editurii, dar și asupra business-ului. În 2014 am terminat un master în domeniu la Oxford. O ocazie unică de a vedea cum se întâmplă lucrurile pe piața de carte din Anglia, dar și din Statele Unite. Și atunci, chiar din momentul masterului, am venit cu anumite propuneri, cu anumite idei pe care vroiam să le pun în mișcare aici la editura Nemira. Unul dintre proiectele pe care le-am coordonat în ultimii 2 ani de când am preluat editura a fost relansarea editurii Nemi de carte de copii. Nemi este editura copil, să zic așa, a editurii Nemira. O altă inițiativă pe care am avut-o la începutul anului 2015 a fost să redesenăm majoritatea colecțiilor tocmai pentru a veni cu un design în pas cu vremurile noastre. Și o a treia direcție pe care am mers în ultimii 2 ani a fost de a ne reîntoarce către autorii români și mă refer acum la autorii tineri, cei care sunt fie pe punctul să debuteze, fie sunt la primele cărți pe care să putem să-i luăm, să-i creștem împreună și să-i sprijinim. Și iată că anul acesta l-am publicat pe un tânăr autor din Timișoara, Bogdan Munteanu, cu care am reușit performanța să-l promovăm, să-l ducem atât la festivalurile naționale de literatură, dar și internaționale. Bogdan tocmai a fost la un târg de carte în Algeria și pentru un tânăr scriitor a reușit o performanță de a ajunge la al treilea tiraj în 6 luni de zile. Ceea ce e foarte rar. Cât înseamnă? Adică aproape 2000 de cărți vândute în 6 luni de zile, ceea ce este este un mare succes pentru un autor român. În general, autorii români sunt publicați într-un tiraj de 500 de exemplare, care se vinde într-un an, 2 ani, depinde de caz. Și cum... Adică ceva determinat să creați strategia aceasta nouă. Crezi că piața de carte va absorbi aceste tipuri sau e nevoie de aceste titluri pe piața de carte acum românească? Lipsesc sau aveți în minte o ofensivă pe anumite nișe sau pe anumite... pe o anumită direcție sau... Dacă e vorba de editura Nemi de carte pentru copii, aici într-adevăr am venit pentru a ocupa o nișă neexploatată până acum. Este vorba, în primul rând, de cărțile pentru copii
primele romane, cum le spunem noi, care se adresează copiilor între 8 și 12 ani, romane care să promoveze știința, să promoveze imaginația, aventura, dar în același timp să vină și cu un mesaj educativ. De asta, în general, în cadrul editurii NEMI, publicăm cărți de fantasy sau science fiction pentru tinerii cititori, care să încurajeze să-și dezvolte atracția față de știință, față de aventură, față de fantezie. Când vine vorba de, de cealaltă parte, de autorii români, este un lucru bine știut că în anii 90 editura Nemira era una dintre singurele edituri care promova activ literatura română tânără și nu literatura de sertar, cum se spunea atunci. Și foarte mulți dintre scritorii care astăzi sunt consacrați au debutat la editura Nemira în anii 90. Este o direcție pe care tatăl meu a sprijinit-o foarte mult și pe care la fel o discutasem să o relansăm anul acesta. Pentru mine este important să... sunt și alte edituri care publică autori români. Asta este clar, nu este o nișă, este o întreagă piață pentru literatura română. În schimb, foarte mulți dintre tinerii autori se confruntă cu lipsa de implicarea editurii atunci când vine vorba de promovare. Dacă cu toți scritorii cu care discutasem înainte de a merge pe acest drum, cu toți mi-au spus că ar vrea ca editura să implice mai mult, să facă mai mult pentru ei, să există un adevărat parteneriat între scritor și editura atunci când vine vorba de promovare. Ceea ce înseamnă că editura nu trebuie să se limiteze la o simplă lansare la târgul de carte. Nu, înseamnă turneu de promovare în țară, înseamnă discuții cu liceenii, discuții în școli, în universitate, astfel încât acel autor să ia contactul direct cu cititorii lui și să devină cât mai, să aibă un public cât mai larg, să ajungă la un public cât mai larg. Și atunci asta mi-am dorit să fac, pentru că dacă e să discutăm și cu studenți și cu elevi, câți dintre ei au văzut au avut vreodată o discuție cu un autor român, tânăr. Sunt foarte puțin drept dovadă și cred că a fost o întrebare la bacalaureat, dacă nu mă înșel, anul acesta sau anul trecut, povestesc o întâlnire cu un scriitor român. Întrebare la care copiii de liceu au rămas blocați, pentru că mulți dintre ei nu au avut această ocazie. De asta mi-am dorit să promovez literatura tânără, să promovez poezia. Iată că acum la Gaudeamus o să lansăm o colecție de poezie coordonată de Svetlana Cârstean și la rândul ei poetă. Și vom continua din ce în ce mai mult pe acest drum. Și care e partea cea mai dificilă a muncii de publisher? Cred că partea cea mai dificilă este lipsa unui suport, lipsa unui sprijin, suport în engleză, unui sprijin din partea instituțiilor statului. Și mă refer aici la faptul că editorii se încăpățânează să publice cărți, să promoveze lectura într-o țară care nu promovează cartea ca obiect, nu promovează literatura română, nu promovează lectura de plăcere în școli. Cred că asta este una dintre cele mai mari provocări, de fapt, faptul că noi ca editori, prin inițiativele noastre private, trebuie să intervenim în școli, să facem aceste evenimente, iată, cu autorii români, cu ilustratorii români, pentru a le arăta copiilor, a le arăta, de fapt, viitoarelor generații de cititori,
uitați, așa arată literatura, de fapt. Nu așa arată o carte. Un scriitor, vorbiți cu el. Dar oare statul ar trebui să facă chestia asta? Adică, da, sunt proiecte ale editorii. Pot să facă proiecte, pot să atragă fonduri. Să... Eu sunt de părere că educație în sprijinul... Sau cum ar putea să intre statul în combinația asta, schimbând programa școlară sau... Cred că totul pornește în primul rând de la programa școlară, asta este adevărat, în felul în care cartea este prezentată și prin textele care sunt incluse în manualele școlare. Dar dacă stăm să ne uităm ce inițiative promovează statul în alte țări din Uniunea Europeană, de exemplu, în Olanda se organizează în fiecare an o săptămână de promovare a cărții și a lecturii. O săptămână organizată de stat, un festival care are loc în toată țara. Cu ocazia acestui festival, statul sponsorizează apariția unui volum de scris de un scriitor olandez care va fi tipărit într-un milion de exemplare, care vor fi împărțite în mod gratuit în librării atunci când cititorii vin și cumpără de mai mult de 10 euro din librării. Este o inițiativă care odată promovează literatura tânără, autohtonă, scriitorii olandezi. Este o inițiativă care promovează librăriile ca spațiu cultural din fiecare cartier și îndeamnă pe oameni să intre în librării și să ia contactul direct cu cărțile, că vorbeam mai devreme de dispariția librăriilor fizice. O inițiativă care nu este dificil de pus la punct, dar pentru care noi, editurile, ca până la urmă societăți comerciale, dacă ar fi să ne luăm după societăți comerciale, nu avem capacitatea individual să o promovăm, să realizăm acest proiect. Și eu cred că statul ar trebui să se implice în promovarea scriitorilor, în promovarea cărții. Eu vă întream personal. În ce sens? Și în general, care este partea cea mai dificilă a muncii de editor, de publisher? Unde întâmpinați rezistență? Unde lucrurile merg mai dificil? De pildă, știu că o bătălie destul de aprigă în obținerea drepturilor de autor pentru scriitorii și sunt o felul de licitații, de, să zicem așa, de viclenii, de strategii de a obține un titlu. Da, asta nu mi s-a părut niciodată un lucru dificil, tocmai pentru faptul că eu am început în anul 2011 să lucrez la editură pe partea de copyright și pe parte de copyright extern. Și m-am format practic în mediul ăsta cu agenții literare străine, cu publisheri străini și atunci, din contră, mie mi se pare partea asta, ce spuneți dumneavoastră cu licitații pentru drepturi de autor, cam cea mai frumoasă parte a meseriei. Într-adevăr, plină de strategii, de viclenii, dar e o parte frumoasă, mai ales că oamenii cu care lucrez în general la agenții literari străini și vizitele la târgul internațional pe care meseria asta le implică sunt foarte plăcute. Sunteți un om pragmatic? Aș zice că trebuie să fii un om pragmatic ca director de editură dacă vrei să supraviețuiești încă 25 de ani de acum încolo, ceea ce noi plănuim, și numai să supraviețuiești, dar să te și dezvolți în timpul acesta. Sunt un om pragmatic și prin formare. Eu am o formare neobișnuită pentru un editor, aceea de jurist. Mi-am terminat facultate de drept în București și asta mi-a adus o notă de pragmatism mult mai accentuată.
Haideți să vedem ce cărți a pregătit editura pentru târgul de carte de săptămâna asta. Un nou volum din Julian Barnes. Julian Barnes, e vorba de Zgomotul e timpului. E autorul dumneavoastră, Julian Barnes. Cred că i-ați publicat toate cărțile de la prima până la ultima. Asta a apărut chiar în 2016, nu? Chiar săptămâna trecută a venit din tipar. Este o carte absolut deosebită, în primul rând, pentru faptul că este primul roman pe care Julian Barnes l-a scris după mulți ani. Și este o apariție ușor neobișnuită între cărțile lui. Este, de fapt, povestea compozitorului Dmitrie Șostakovici, un compozitor rus care a trăit pe vremea dictaturii lui Stalin. Și, de fapt, este o carte despre compromisurile pe care le faci sau nu le faci ca artist pentru a supraviețui într-un regim totalitar. Matilda Ghica, Numărul de Aur, este un volum apărut în colaborare cu Institutul Cultural Român. Pentru noi este o deosebită bucurie că am reușit să scoatem acest volum impresionant și care era o lipsă, de fapt, pe piața editorială din România. O altă carte pe care aș vrea să vă o recomand este Istoria megalomaniei de Pedro Arturo Aguirre. Pedro Arturo Aguirre povestește în prefață cum ideea acestui volum i-a venit la una dintre ceremoniile pe care Fidel Castro le organiza și cu ocazia cu care Pedro Aguirre l-a cunoscut pe Fidel Castro. Și autorul folosește acest pretext pentru a se uita înapoi în istorie la marile personalități, să le spunem, ale dictatorilor, a analizat ce înseamnă cultul personalității, atât prin perspectiva individuală a dictatorilor, dar și prin perspectiva celor care trăiesc în astfel de societăți dictatoriale, precum a fost și, de fapt, Șostakovice. A fost o întâmplare că aceste două cărți au apărut în același timp, pentru că Aguirre vorbește inclusiv despre Stalin. Veți găsi tot felul de anecdote în jurul acestor dictatori. Apare și Ceaușescu al nostru la un moment dat. Chiar e o lectură foarte interesantă. Înainte de cădere este ultima carte a lui Noah Hawley, pe care eu una l-am descoperit în primul rând ca regizor și creator al serialului american TV Fargo. Pe mine m-a emoționat foarte mult această poveste pentru că este un thriller cu o componentă psihologică foarte importantă. Este povestea unui accident aviatic. La un moment, într-o seară, 11 oameni se îmbarcă într-un avion care după scurt timp se prăbușește în Atlantic și sunt numai doi supraviețuitori, un tânăr pictor și un băiețel de câțiva ani. Și e foarte interesant, pe lângă partea de thriller și de ce cum s-a ajuns în acel moment la acest accident și se presupune că ar fi vorba de o conspirație. Este interesantă legătura care se naște între pictor și acest băiețel pe care îl salvează, de fapt, din apele înghețate ale Atlanticului. Și pentru mine a fost o lectură foarte, foarte captivantă. Aveți și niște cărți pentru copii. Cărți pentru copii. Aș vrea, în primul rând, să vă recomand seria de basme adaptate de Veronica Deniculescu și ilustrate de ilustratori români. Este vorba de Sarea în bucate, Ursul păcălit de vulpe, Aladin și lampa fermecată și Tinerețe fără bătrânță și viață fără de moarte. Și mai sunt și muzicanții din Bremen, dar care lipsesc aici. După care este vorba de seria
seria cu iepurașul Matei, care a devenit un favorit al copiilor. Prima carte din serie se numește De ce vă certați, Matei? Sunt în general cărți ilustrate într-un stil foarte prietenos pentru copii și fiecare carte are un anumit mesaj educativ. De exemplu, Ajutor Matei, o fantomă este o carte despre cum putem să învățăm pe copii să nu se mai teamă de întuneric. Crăciun fericit, Matei, este o poveste despre ce înseamnă cu adevărat cadourile și despre și cum putem să învățăm pe copii să împartă ce au cu cei din jurul lor și sunt foarte simpatici. Este o întreagă familie de iepurași și cu jucăria lui Matei Nicușor. Ce proiecte aveți și de care și pe care încă nu le-ați început? Altfel spus, unde vedeți editura peste 5 ani sau? Peste 5 ani, cred că peste 5 ani, în primul rând, că oferta editorială va fi din ce în ce mai diversificată. În următorii 2 ani vom mai lansa încă 2 colecții, dar și în același timp vrem ca editura NEMI să se dezvolte, de carte pentru copii să se dezvolte din ce în ce mai mult, să devină o parte separată de editura mamă, de Nemira. În 5 ani mi-aș dori să ca literatura română să fie o parte foarte importantă la editura Nemira. Da, cam acestea ar fi planurile noastre. Adică, așa concret, care ar fi nișele, domeniile spre care vă... De pildă, am citit într-un interviu al dumneavoastră că o editură când ajunge la maturitate începe să publice și cărți, să zicem așa, nevandabile, cărți academice sau cărți educaționale. Cam când o să ajungeți la această maturitate? Aici nu e neapărat vorba de o maturitate editurică, ci de maturitatea pieței. Eu îmi doresc foarte mult, după cum vorbeam mai devreme, să intrăm și pe piața de cărți educaționale și mă refer aici pe piața manualelor, pentru că cred că este nevoie de manuale bine gândite și cu un conținut adaptat pentru secolul în care trăim. Problema este una de piață și mai ales de corupția care este în acest moment în piața de carte educațională și în piața manualelor școlare. Puteți dezvolta un pic asta cu corupția? Da. Este în acest moment... În acest moment, în cadrul licitațiilor care se organizează în fiecare an pentru manuale, câștigătorii sunt stabiliți în felul următor. Fiecare proiect primește un punctaj. Jumătate din punctaj se obține pe calitatea manualelor și jumătate din punctaj se obține pe preț. Ceea ce vă dați seama că încurajează diferite scheme de a scădea prețul manualelor. A fost un scandal anul acesta, în momentul în care editura Art, care publică manuale, a făcut o plângere. Cred că era vorba de licitațiile pentru manuale de la clasa a 4-a, deoarece aceste licitații care ar fi trebuit să fie secrete, nu au fost secrete și au fost participanți la licitație care au venit cu manualele nesigilate și pe care le-au deschis în fața jurului și atunci, bineînțeles că deja s-a compromis licitația. A fost o problemă și cu procesele verbale.
Adică dacă urmăriți un pic ce se întâmplă pe piața manuală, mai ales că este o piață în care investiția inițială este foarte mare. O editură, ca să vină să participe la o astfel de licitație, investește undeva între 10 și 20.000 de euro pentru un singur manual, adică pentru o singură materie. Pentru că trebuie să vii odată cu un proiect pentru manualul fizic și apoi cu un proiect pentru manualul digital care să fie asociat cu manualul fizic. Și vă dați seama că în momentul în care tu, ca editură, investești atât de mult într-un proiect, dar nu ai siguranța că licitațiile se întâmplă într-un mod transparent și legal, nu îți vine să, ca editor, nu îți vine să intre pe această piață. Cum merg vânzările online? Din ce în ce mai bine. Vânzările online, ca și, în România, ca și în multe alte țări, încep ușor, ușor să depășească vânzările din librăriile fizice. Este vorba de comoditate, este vorba de faptul că sistemul de distribuție și rețeaua de librării în România este foarte slab dezvoltată și nu mai este slab dezvoltată, dar pe măsură ce trec ani se închid din ce în ce mai multe librării. Și avem în acest moment câteva județe fără nicio librărie. Și atunci este normal că vânzările online vin pe acest fond și cresc din ce în ce. Am înțeles. Ba, v-aș mai întreba și ce părere aveți despre inițiativa aceasta cu prețul unic al cărții? Mi se pare că este o inițiativă necesară, pentru că, după cum am vorbit și mai devreme, în acest moment, librăriile fizice, librăriile tradiționale, pierd teren în fața librăriilor online. Și cred că prețul unic, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă că aceeași carte va fi vândută la același preț în orice librărie ar fi, fie că este vorba de o librărie tradițională de pe bulevard sau că este vorba de o librărie online care nu mai poate să mai practice aceleași discounturi. Este până la urmă un instrument de egalizare și de fair play când vine vorba de concurență pe piața cărții. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!